Tess spunea că a vorbit cu tatăl ei, a fost ziua tatălui și a avut această posibilitate să-l sune și să-i spună la mulți ani. Le spunea fetelor că e bine că nu i-a transmis mesaj de la mulți ani prin antena Play, pentru că tatăl i-a zis că nu o urmărește. Le povestea Tess că l-a întrebat și voi ce faceți, în afară că vă uitați la mine, ce ați mai făcut, și tatăl ei a răspuns, păi nu ne-am uitat la tine. Spunea Tess că știe, cu siguranță o urmăresc părinții la televizor, pe antena Play, dar tatăl ei a vrut să-i dea așa puțin peste nas. Zicea că știe exact și cum gândește tatăl ei și ce concurenții îi plac din emisiune, că sigur îi place Stelian cum vorbește și că îi dă dreptate în tot ceea ce spune Stelian, și probabil de Alex la fel, tatălui îi place și consideră că vorbește bine Alexandru. Despre mama ei spunea că mama sigur nu îl place pe Stelian. Am mai povestit că mama era foarte emoționată când a vorbit cu ea și le mai spunea fetelor că se simte destul de prost pentru toate cele pe care ea le povestește prin emisiune, pentru că le aud și părinții ei acasă.